Am ajuns la concluzia că preot nu pot fi, levit nu pot fi, și chiar dacă mi-aș dori, nu pot fi nici măcar samaritean. Dar aș putea alege să procedez ca oricare dintre ei. Și bănuiesc că și voi la fel. Întrebarea este, vom alege înțelept? Vom alege ce trebuie? În Evanghelia după Luca, așa cum știți, în capitolul 10 de la versetul 25, ne este prezentată o pildă cunoscută de noi ca pilda samaritianului. Cuvântul spune, un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Isus, și i-a zis, învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dacă ar fi postat asta pe rețele de socializare, ce punea acolo? Inemioare, mâini cu rugăciuni, nu știu, pachete de dărnicie. Ăsta chiar cred că era serios în ceea ce spunea. Și au zis ce face Domnul Isus Hristos. Îi dă like. Bine, ai răspuns, i-a zis Isus. Fă Așa și ai viață veșnică. Direct, simplu. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Isus. Și cine este aproapele meu? Isus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut pe alături. A, înainte. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut tot înainte pe alături. Dar un samaritian care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut i-s a făcut milă de el. S-a apropiat de-a legat rănile, și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care din aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tălhari. Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, a zis Iisus. Amin. Vă invit să vă așezați pe locurile dumneavoastră. Ați auzit multe predici și bănuiesc că veți auzi multe predici din pasajul acesta. Dar aș vrea să vă aduc aminte că pilda aceasta este spusă de Domnul Isus Hristos ca un răspuns la o întrebare. Unde să mă implic? Când este cazul să mă implic? Vedeți, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu multe lucruri. Vedem, auzim și mai ales în generația noastră tot se spune că avem șanse atât de mari să ne informăm și chiar să ne informăm corect. Dacă o să vă uitați cu atenție în pilda pe care am citit-o, toți cei trei menționați de Domnul Isus Hristos au avut informația corectă. Niciunul nu are scuza, n-am fost informat corect. La fiecare spune că a venit, a văzut, și-a luat o decizie și în baza deciziei a acționat. Când omul acesta e interesat de viața veșnică, îi pune întrebarea Domnului Isus Hristos și Domnul îi răspunde, împlinește cuvântul și vei avea viață veșnică. Fă cum scrie în Biblie și vei avea viață veșnică. El vine cu următoarea întrebare, totuși, care este situația în care ar trebui să mă implic eu? Acum, sigur, el a pus întrebarea doar ca să-L ispitească pe Iisus, nu la modul sincer. Dar eu cred că întrebarea aceasta poate fi pusă și la modul sincer. Doamne, unde trebuie să ne implicăm noi? Și un răspuns foarte simplu, știți care ar fi? Implică-te acolo unde ai primit informația. Ai ajuns, ai văzut și ce faci? Te implici, nu te duci mai departe, indiferent care sunt scuzele care îți pot veni în minte și cât de serioase ar fi ele. Adevărul este că, deși trăim într-o lume cu multe posibilități de informare, nu cunoaștem toate necazurile din lume. Și eu pentru asta spun, slăvit să fie Dumnezeu. Dragii mei, dacă noi am cunoaște toate necazurile, cred că am paralizat toți. Și așa ne este greu pentru că știm foarte mult. Vedeți, dintr-un punct de vedere am putea spune că înaintașii noștri au dus o mai bine. Spuneți-mi în urmă cu 100 de ani. Cineva de unde să zic, de la Ghizela, dacă acolo sunt frații noștri sau unde o fie ei, despre ce necazuri știau ei din localitate? Ce necazuri? Cineva din localitate, adică să știi ceva din necazul satului vecin, că i-a murit la unul găinile, deja era o informație foarte, foarte puternică. Pentru că avea informații foarte puține, aveai și subiecte de rugăciune puține și dacă erai sensibil, avea și dureri puține. Da? În momentul în care se lărgește sfera informației, Poți să afli și multe motive de bucurie, poți să afli și multe motive de durere. Și atunci, întrebarea mea ar fi, ca să avem mai puțin de lucru, n-ar fi bine să ne tăiem punțile de informație? Să nu mai vedem prea multe, să nu mai auzim prea multe, ce să ne rugăm Domnului? Să nu auzim, să nu vedem, să ne ia mintea, să nu mai pricepem unde este necaz? Sau să decidem înțelept? Bănuiesc că v-ați prins că în dimineața aceasta o să vorbesc despre implicarea noastră. Nu prima dată și sper nu ultima dată. Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să ne implicăm. Asta a făcut Domnul Isus Hristos, nu a putut să treacă cu vedere anumite nevoi, nu a putut să treacă întotdeauna pe lângă un ecaz, o durere. Și în dimineața aceasta mi-am propus să aduc în fața dumneavoastră Câteva domenii, sau poate la început, câteva persoane care au văzut necaz, au primit o informație și au decis să facă ceva în urma informației. Cum spuneam, unde nu suntem informați, n-avem nicio responsabilitate, să știți. Deci despre lucrurile despre care nu știm, chiar nu suntem responsabili. Dacă vrem să ne informăm, este cu totul altceva. Și dacă putem să ne informăm și nu vrem să ne informăm, deja avem o problemă. Dar dacă la modul sincer, trăind o viață normală, nu știm despre ceva, acolo nu avem nicio responsabilitate. Dar unde știm, suntem responsabili. Și v-am spus, o să mă uit la câteva personaje din Sfânta Scriptură, o să încep cu Avram, părintele credincioșilor. La un moment dat află că Lot, fratele lui, a fost luat prizonier, captiv. Război au fost întotdeauna și vor mai fi, da? Ce face Avram în momentul acela? Aude că Lot a fost luat. A început să-și găsească scuze. Cine l-a pus pe Lot să meargă să locuiască acolo? De ce s-a mutat Lot împreună cu nenorociția aia de sodomiți? Asta i-a trebuit, asta cu lege. A pus un verset din scriptură și a mulțumit Domnului că el este pe tron și suveran. Ar fi o variantă, nu? Și a hotărât Lot? Ce a hotărât Avram? Să se implice. Și-a luat cei mai buni oameni, a intrat în alianță cu alții, știți că la urmă spune, oamenii care au venit cu mine pot să-și ia partea, și-a hotărât să meargă să-l salveze pe Lot, deși salvându-l pe Lot, știți pe cine a trebuit să-i salveze? pe sodomiți și averile lor. Și dacă unii credeți că s-a dus Avram acolo pentru imagine publică sau pentru câștig, vreau să vă aduc aminte cuvintele lui Avram când îi se oferă ceva. Și ce spune Avram? Pentru mine, zero. Chiar am apreciat un articol care a fost scris zilele acestea, Știți că așa sunt oamenii, că suntem corupți prin păcat. În vremuri de greutăți sunt și unii care neapărat vor să profite. Oameni care să-l ia de la grani, să-l ducă nu știu pe unde, cer niște prețuri exorbitante. De asta sunt acolo frații și surorile noastre să întindă o mână de ajutor, să facă ceva pentru ei. Avram ne dă o lecție extraordinară. Nu pot să nu mă implic. Chiar dacă nu e vorba doar Chiar dacă nu este în calcul doar unul din familia mea sau nu mă implic doar pentru cel din familia mea. Eu trebuie să mă implic, mă implic la timp și am dezinteres total din punct de vedere material. Pentru mine nu vreau nimic, să nu zică cineva de asta. Nu, Avram spune eu sunt ce sunt și am ce am, datorită îndurării lui Dumnezeu. Avram este omul care se implică cu înțelepciune, la timp. Știți care este rezultatul implicării pe lângă că îi salvează pe oameni și îl salvează pe lot? Știți care este rezultatul? Atunci vine Melchisedec la el și îi dea binecuvântarea. Interesant, da? Vă aduceți aminte de Iosif? Sigur că vă aduceți aminte de Iosif cu toată istoria lui. Eu aș vrea să ajung la momentul în care Faraon îi spune lui Iosif Acum, după spusele tale, intrăm într-o perioadă foarte interesantă. Va veni o vreme de criză foarte mare. Tu știi despre ea, ne-ai spus și nouă. Și vin cu o propunere. Implică-te. Dacă ai aflat despre asta, ce faci, Iosif? Te implici. Care este răspunsul, lui Iosif? Stai puțin. Eu să vă salvez pe voi, pe egipteni? Voi vreți să vă uitați la câteva poze, cum m-ați tratat voi pe mine până acum? Și apoi să vă mai spun ceva. Eu am pierdut o grămadă de ani din tinerețea mea. De la ce vârstă era plecat? 17 ani. Pentru că am pierdut 13 ani din viața mea, nu l-am văzut pe tata, nu i-am văzut pe frați, nu știu ce se întâmplă acolo, v-am salutat, pot să fac o rugăciune pentru voi, V-am salutat și mă duc acasă la ei mei și îmi văd de viață că am foarte multe de recuperat. Ce spune Iosif? Mă implic. Mă implic pentru o națiune care nu e a mea. Pentru oameni care nu m-au tratat, nu toți m-au tratat bine. Și nici cred, nu cred că și-a negociat salariul, ci a spus, sunt gata să mă implic pentru toată perioada în care este nevoie. A câștigat ceva că s-a implicat? Așa a reușit să-l vadă pe taică sub bine, nu la mormântare. Dacă el nu se implica în salvarea altora, nu era salvat nici tatălui, nu erau salvați nici frații lui, nici cumnatele lui, nici nepoții. El a înțeles că Dumnezeu vrea să-l folosească pentru vremea aceea în poziția respectivă și a fost sigur că dacă se implică Dumnezeu îi va da înțelepciunea necesară să facă ce este bine. O să vă dau un alt caz din Sfânta Scriptură, Moise. La Moise trebuie să fim atenți că Moise ne este prezentat în două situații, cel puțin. Prima situație în care vede că frații lui sunt nedreptățiți. Și o Moise să se implice, dar un pic așa mai trupe comando, sil, mai în fire, cum am zice noi creștini, așa -i? Și ce reușește? Si are tot ce-i trebuie și ducea una dintre cele mai frumoase vieți, Dumnezeu îi aduce aminte că încă persistă o nevoie. Sunt frații lui care suferă în Egipt. Și viața în Egipt nu este ca viața lui pe munte cu oile. Care este prima reacție a lui Moise acum? Doamne, nu mă implic. Știu nevoia. Cred că trebuie să te implici tu, sunt de acord să te implici, îl votez pe oricare îl alegi tu. Și poate că el a spus, Doamne, îți mulțumesc că 40 de ani m-am rugat pentru frații mei și, în sfârșit, după 40 de ani, tu îmi răspunzi la rugăciune. Uite ce te rog eu, împlinește dorințele mele de 40 de ani spuse în rugăciune prin altcineva. Este prima etapă. De asta vreau să vă spun un lucru. Dacă vedeți o nevoie și primul gând este nu mă implic, sunteți absolut normali. Nu înseamnă că sunteți bine. Dar dacă vedem o nevoie și prima atitudine este nu mă implic, nu mă calific, nu știu. Moi se avea chiar rațiune foarte. Eu sunt bâlbăit, mă trimis pe mine să fiu orator, am eu problemele mele, deci dacă prima atitudine este nu-i de mine, nu trebuie să mă implic, Dumnezeu va găsi pe altcineva, e o reacție absolut normală, dar nu sănătoasă. Omenește, da, dar Dumnezeu este nu. Partea frumoasă că Dumnezeu lucrează cu Moise, îl convinge pe Moise, Moise se implică, nimeni nu poate calcula sacrificiul lui, nimeni nu știe ce a riscat Moise dar toți știm rezultatul implicării lui. O națiune salvată, un popor eliberat și mai presus de orice, un Dumnezeu glorificat, slăvit să fie El. Avem oameni care văd nevoia și hotără să se implice și sunt oameni care se implică în bine. V-am spus, unii mai repede, unii cu greșele anterioare, alții mai târziu, alții convinși de Dumnezeu mai mult, dar se implică. Ca să nu rămânem doar la bărbați, vă aduceți aminte de Deborah? Știți care este mărturia ei? Că Căpeteniile erau fără putere în Israel fără putere, până când m-am sculat eu Deborah, până când m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. Deborah vede o nevoie în națiunea ei. În prima fază nu era vorba de un război fizic, ci era vorba de starea spirituală a națiunii. Apoi va veni și partea războiului fizic și se va implica și acolo. Și când bărbații nu vor să facă ce trebuie, și nu vor să fie acolo unde îi cheamă Dumnezeu, o femeie spune, voi încerca eu nu să fiu bărbat. Și nu voi încerca să fac lucrarea unui bărbat. Voi încerca eu, ca mamă, ca femeie, să văd ce poate face Dumnezeu printr-o femeie. Și partea bună pentru surori și tristă pentru bărbați este, da, Dumnezeu nu transformă femeile în bărbați, dar Dumnezeu poate face și prin unele femei lucrări pe care nu vor să le facă unii bărbați. Amin? Așa că nu aveți scuză surorilor. Sigur, cel mai bine ar fi să încercați varianta de borei, să faceți din bărbați ceea ce trebuie și dacă unii sunt acolo pentru o slujbă, să spui, e datoria ta și dacă el spune, nu mă duc fără să fiu un parteneriat cu tine, Spui, mă duc cu tine, o să pierzi din galoane, dar măcar o să facă lucrarea, că o să vadă lumea că lucrarea este făcută de altcineva. Dar o femeie care spune, nu pot să-mi găsesc scuze că nu există bărbați după inima lui Dumnezeu. În domeniul respectiv, eu cred că în alte domenii erau, dar acum vorbim de leadership, da? Și ea spune, voi încerca să fiu eu glasul lui Dumnezeu în generația mea. Din nou, nu vorbim de o femeie care îi suminează pe alții, care vrea să afișeze, este strigătul unei mame care spune, dacă nu face nimeni nimic, trebuie să fac eu ceva. Și Dumnezeu o binecuvintează. Spuneți mi pe estera, o putem lua în calcul când este vorba de dureri, nevoi și implicare. Și care a fost reacția esterei? Ați oameni voi nu pricepeți de ce sunt eu aici? Ia o fată sinceră, pocăită, spune, auzi, eu știu de ce sunt aici, omenește vorbind. Împăratul las sfatul consilierilor lui nu a căutat cea mai pocăită fată din lumea asta. N-a căutat cea mai deșteaptă fată din lumea asta, o fată cu puteri supranaturale. Ce-a căutat? O fată frumoasă. Și ea spunea, da, dacă Dumnezeu m-a binecuvântat cu frumusețe și m-am păstrat curată, am ajuns aici, am ajuns aici prin bunătatea lui Dumnezeu, dar ce-mi cereți voi și pentru ce sunt calificată eu, sunt lucruri care nu au nicio legătură una cu alta. Aici îmi place de tatăl ei, care cu foarte multă libertate și democrație îi spune, ai trei variante. Să te implici, să te implici, să te implici, dacă n-ai din ele, să te îngropi. Dar altă variantă nu există. Ori te implici pentru salvare, ori te așteaptă moartea, dar planul lui Dumnezeu se duce la împlinire. Estera nu braviază, nu spune că este calificată, nici nu spune mi iau lucrarea aceasta singură. Dar știți ce spune ea? Sunt decisă să-mi fac partea mea. Nu contează cât risc. Sunt decisă să-mi fac partea mea. Cineva reușește să o convingă că Dumnezeu o poate folosi în momentul respectiv pentru că salvarea, mântuirea este a Domnului, nu a oamenilor, slăvi să fie Domnul. Și fata aceasta, împreună cu alții, postez, se roagă, se implică și avem o națiune salvată. Și prin națiunea aceea, noi avem un mântuitor, un mijloșitor și toate celelalte. Nu uitați că Isus vine prin evrei. Și dacă evrei ar fi fost șterși de pe fața pământului, dacă era posibil lucrul acesta, se termina cu planul de mântuire. Iată încă o persoană care nu neapărat își caută de lucru. Dar când înțelege că există un domeniu în care trebuie să se implice, se așează la dispoziția lui Dumnezeu riscându-și viața. Și încă o dată se adevăresc cuvintele că cine își riscă viața pentru Dumnezeu, o câștigă, dar câștigă și viața altora. Probabil ați auzit și de Nemia și ați auzit și de Ezra. Amândoi sunt oameni care aud despre necaz, despre durere. Aici aș vrea să fac o precizare. Vă să aminte cum a auzit Nemia despre necaz? Și de ce i-a povestit fratele lui? Mulțumesc frumos! A, scrie în Biblie că l-a întrebat. Deci, când s-au întâlnit cei doi, Nemia pune o întrebare foarte simplă. Ce e pe acasă, pe la noi? De asta spuneam, dacă nu știm, nu avem responsabilitate. Dar eu cred că în unele ocazii noi nu punem întrebări de ce. Ca să nu știm. Că noi știm că dacă am pune întrebări, ni s-ar răspunde. Nu străiezi niciodată momente din genul acesta în care te întâlnești cu cineva și ți-i groaza, adică faci orice să nu pui întrebarea, ce faci, frate? De ce nu pui întrebarea? Că te tem de răspuns. Și dacă îți dă un răspuns sincer și îți spune despre ce e vorba, atunci ai de lucru, te împovorează, trebuie să te rogi, trebuie să acționezi și nu mai bine să trecem pe lângă. Deci unele, unele informații vin la noi fără să întrebăm. Altele, în alte domenii, trebuie să întrebăm noi, cu sinceritate. Acum, dacă celălalt, frumos sau fățarnic, îți spune sunt ok, slujvi să fie Domnul și vrei să înghiți asta, te duci mai departe. Dacă te interesează, poți să pui întrebări ajutătoare. Dar în momentul în care ai aflat adevărul, trebuie să te implici. Spuneți-mi cam ce strategie, ce soluții avea Nemia când a hotărât să se implice. Vă spun eu, zero. Zero. Sunt confruntat, eu în zilele acestea și -o tare mult am fost confruntat, că ce strategie avem, cum facem, sunt oameni buni tot încerca să le spun, voi pricepeți că e război. Că noi nu știm de la o oră la alta ce se întâmplă. A, că noi ne organizăm, că avem planuri, că facem liste, dar s-ar putea când ies din biserică și deschid telefonul, să fie altceva decât am știut în momentul în care am venit aici. Încercăm să ne facem partea noastră, dar aici nu mai depinde de noi. Aici noi trebuie să ne punem la îndemâna lui Dumnezeu să spunem, Doamne, Vezi cine suntem, vezi câtă minte avem, vezi ce finanțe avem, vezi câtă sănătate avem. Noi ne așezăm la dispoziția ta. Când Dumnezeu vrea să ne folosească și vede inima noastră, deschide și inima împăratului, deschide și finanțe, se dau și legi, se dau și aprobări, și la sare, și la pădure, dar totul începe cu un om care este interesat sincer, află, și hotărăște să se pună la dispoziția lui Dumnezeu. Ei, spre deosebire de el care este interesat în refacerea zidurilor sau a lui Zorobabel care este interesat și chemat de Dumnezeu în refacerea zidurilor unei clădiri, la Ezra este puțin diferit. Ezra vede o altă nevoie. Care era nevoia? Nevoia spirituală a poporului. Nevoia ca poporul să vină în jurul cuvântului, cineva să le citească cuvântul, să le explice cuvântul. N-aveau televiziune creștină, n-aveau radio, nu se adunau la biserică de nu știu câte ori pe săptămână. Nu puteai oriunde să citești ceva, poporul trebuia adunat. Acolo să stai, să le citești, să le explici, să le tâlcuiești practic pe înțelesul lor. Întrebarea mea, care a fost lucrarea mai importantă, a lui Nemia sau a lui Ezra? A, sper că n-ați dat notă decât a spus amândurora. Unde ești chemat de Dumnezeu? Apropo, dacă vreți să mă ajutați pe mine și să ajutați păstorii dumneavoastră și păstorii din țară și din Ucraina și din Rusia, știți ce ar trebui să vă rugați în zilele acestea pentru noi? Să știm cum să punem în balanță slujirea la mese și slujirea prin cuvânt? Și de ce vă cer să vă rugați? Pentru că n-am fi primii noi care am greșit. Știți care au fost primii care au greșit și n-au știut cum să aleagă cel mai bine? Știți care au fost? Ucenicii Domnului, plini de Duhul Sfânt, care când au văzut nevoia, normal s-au implicat, și după o perioadă de implicare au ajuns următoarea concluzie. Oameni buni, dacă stăm tot prin vân, tot prin azile de bătrâni, dacă stăm prin orfelinate, dacă suntem la spitale, dacă suntem cu franzela, cu medicul, toate lucruri bune, luăm femei gravide de aici, le ducem dincolo că trebuie să nască, dialogăm cu autoritățile, cum îi trecem prin vamă. Pentru ce nu ne rămâne timp? Pentru cuvânt. Și cine are putere de schimbare? Ce folosește Dumnezeu pentru schimbare? Cuvântul lui. Toate acțiunile umanitare sunt importante, dar dacă ele nu ne ajută la vestirea cuvântului, la prezentarea inimii și a gândului Hristos, toate acestea pot fi niște acțiuni sociale cu rezultat spiritual zero. Iar noi nu suntem chemați doar la cele materiale. Noi suntem chemați, în primul rând, pentru cele spirituale, dar ajungem la inima omului practic, începând cu ceva practic și mergând spre a rezolva adevărata problemă. Aici, mă rog, lui Dumnezeu, pentru mine, pentru toți colegii mei, cât să slujim în zilele acestea la mese și cât să ne ținem de Cuvântul lui Dumnezeu. Și eu cred că cei mai mulți păstori în zilele acestea sunt cu slujirea la mese. Dar dacă mai continuăm așa, cred că ratăm ocazia. Pentru că un păstor care nu va veni în fața adunărilor cu un cuvânt din partea lui Dumnezeu, el poate să vă aducă și eu pot să vă aduc povești, experiențe, care le-au zis și în altă parte sau nu, dar dacă Dumnezeu ne dă un cuvânt care vă motivează pe voi, noi ne-am ocupat de cuvânt și voi câteva sute de oameni apoi vă ocupați de franzele și de celelalte. Amin? E foarte important, nu ne sustragem, dar să știm ce învățăm din istorie, da? Cuvântul lui Dumnezeu. Și aici am putea vedea să știți mult din viața profeților, cum s-au implicat ei că n-au văzut de nevoie, viața Domnului Isus Hristos, care trebuie să vă spun și o știți bine, Isus n-a făcut tot ce era nevoie în lumea aceasta. Nu s a ocupat de toți bătrânii, nu s a ocupat de toți bolnavii, nu s-au ocupat de toate văduvele, nu de toți orfane, nu i-a hrănit pe toți flămânzii, nu i-a eliberat pe toți îndrăciții. Și dacă mă întrebați ce a făcut Isus, tot ce a spus Tatăl să facă. Când există atât de multe nevoi, când e o singură nevoie, e mai simplu, când există atât de multe nevoi, venim înapoi la relația noastră cu Dumnezeu ce trebuie să fac eu ca persoană, noi ca familie. Ne rugăm împreună, Doamne, ce plan ai pentru Biserica Haru din Lugoj? Vrei să facem ceva aici? Poate aici nu va ajunge nimeni. Vrei să ne implicăm undeva în granițele țării? Vrei dincolo de granițele țării? Dar trebuie să fie o frământare a noastră. Doamne, unde doresc să ne implicăm? Cum? Cu ce? Atunci primești binecuvântarea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că au fost și alții care s-au implicat și mi-a lăsat un pic de timp, nu prea mult, să vă mai citesc și dintr-o carte din Vechiul Testament, Cartea Obadia. Pune-te, rog, din Obadia, versetul 11. Căci în ziua când stăteai, citesc de la 11, că până la 11 mesajul lui Dumnezeu este o primești de la mine bine. Ascultăm o primești de la mine bine. Și probabil unii ne întrebăm când citim prima parte de ce este atât de drastic Dumnezeu cu obadia. Vai ce scormonit este sau cum i s-au descoperit comorile și chiar dacă ai locui atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele, tot te voi arunca jos de acolo, zice Domnul. De ce? Deci, în ziua când stăteai în fața lui, în fața cui? A fratelui tău. În ziua când străinii îi luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului, care e ce să culeagă, și tu erai atunci ca unul dintre ei. Adică să ne înțelegem. E Domn nu este vinovat că nu s-a implicat. E Domnul n-a stat acolo cocoțat unde era el, în munți, să spună, Domnule, nu i treaba mea, nu mă bag, nici nu fac rugăciune, dar nici nu mă cobor de aici. Ascultați ce făcea E Domn. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău, în ziua nenorecirii lui. Nu trebuia să te bucuri de copilul lui Iuda în ziua pierilor și nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua strâmtorării, nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspânti ca să nimicești pe fugare lui și nici nu trebuia să dai în mâna vrășmașului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului lui. Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Ați observat de câte ori spune Dumnezeu, esau, nu trebuia. Doamne, dar eu am făcut! Pot să spui că nu m-am implicat? Domnul spune, nu! Necazul este că te-ai implicat. Poate altădată când trebuia să se implice, nu s-a implicat. Acum când ar fi trebuit să nu se implice măcar sau să se implice altfel, acum el s-a implicat. Cum s-a implicat? Că știu și eu ceva de aici. Intră alții ca vrăjmași pe porți, că știi, intru și eu. Haideți să le luăm pe cele mai ușoare, că noi nu o să intrăm în Ucraina, să luăm și noi de acolo, nu o să intrăm în altă parte, cel puțin nu mă gândesc la chestii de cucerire, da? Știți ce spune Domnul? Nu trebuia să vorbești cu mândrie. Oameni buni, război și citesc comentariile unor, așa le trebuie, frate. Că n cu tare, deci unii își îngroapă morții. Alții nu știu dacă li se mai întorc copiii de la școală. Citeam despre mame care când își trimiteau acum copiii la școală, acum nu mai știu dacă îi trimit sau nu, că nu prea am timp de atâtea știri, că am altceva, că le punea biletul în buzunar sau număr de telefon, adrese, cu tare, în caz că, nu știu, rămâne undeva, rămâne un sfer din el sau niciodată nu știi, măcar să știu unde se sunt doamnă, vine și ți-a jumătate de copil sau știu la ce poți avea în minte, da? Și noi acum trebuie să rezolvăm noi istoria de 100 de ani, atât îi duce minte pe unii. E sau atunci a, a gândit, măcar să vorbească el, dacă tot Iisus, să vorbească el cu mândrie. Păi, frații mei, aveai ce reproșa evreului în istoria lui? Aveai ce reproșa? Cu carul. Adică evreul spune, Dumnezeu, evreului, de când te știu, numai încăpățânat ai fost? Ai greșit acolo, ai greșit acolo, dar ascultați-mă, știți care este diferența? Totuși, evreul era copilul lui Dumnezeu, alesul lui Dumnezeu. Și în momentul în care cineva își permitea mai mult decât își permitea Dumnezeu, Dumnezeu spune, nu nimic, acum ți se întoarce ție. Poate noi părinții putem înțelege, mai ales un pic părinții ăștia mai noi, ca să zic așa, mai tineri, că pe vremea părinților mei, dacă mă bătea și tata, și vecinul, și altul, tata îi felicita pe aia. Deci dacă, cineva, dacă tata afla că m-a pognit unul, că n-am dat bună ziua, tata îl felicita pe ăla și mai pognea și mie câteva. Acum, voi ăștia mai tineri și mi se pare normal, spui, domne, nu te legi de copilul meu, adică îl cert eu, îl trag eu de, nu îl trag de orec, da? Nu, da? dar nu te legi tu de el. Vedeți, aici poate că spune Dumnezeu, auzi, ce fac eu cu copiii mei, e treaba mea. Eu îi mustru, eu îi pedepsesc, eu îi le fac răni, eu le leg rănile, dar cine ești tu, e sau să-ți joc de copiii mei? Dar nici asta nu o să facem, dar nu ne apucăm noi acum să vorbim rău despre alții. Știți ce mi se pare mie mai la îndemână, așa, din tot ce am văzut? Prima chestie. Nu trebuia să te uiți mulțumit. Da, cam asta e atitudinea, știi, că o putem și în biserică. Noi creștini, am frate, nu ne implicăm. Noi suntem cu cele spirituale, Domnul Iisus știe pe toate. Cel mai bine nu ne implicăm ca să nu greșim. Și Dumnezeu spune, n-ai avut voie să ai atitudinea aceasta. Poți vorbi tu că ți-a furat dreptul, că a trebuit să nu știu ce. Astea sunt istorie, sunt adevărate, Dumnezeu le știe, Dumnezeu l-a pedepsit, îl va pedepsi pe Esau, l-a pedepsit pe Iacov. Asta nu se șterg din istorie, dar tu nu aveai voie. Am ținut neapărat să vă spun despre acest popor care s-a implicat, dar nu s-a implicat cum trebuie. Și acum revin la ce vă spuneam la început. Eu, preot, nu pot fi cel puțin preot evreu, că acolo nu pot fi, levit nu pot fi, samaritean nu pot fi, dar am constatat că pot avea atitudinea oricărui dintre ei. Credeți că eu nu pot trece pe alături? Înainte, bineînțeles. Eu nu pot trece pe alături? Credeți că nu-mi pot găsi scuze? Păi, religioase, versete din Scriptură? Câte doriți? Dar m-am gândit că aș putea avea și o altă atitudine. Să-mi fie milă. Asta a făcut samaritanul. I-a fost milă. N-a știut ce riscă. N-a știut cât va cheltui. N-a știut dacă ăsta n-are cumva COVID. Acum oricum s-a terminat. De când a început războiul, pandemiei e dusă, s-a Și vedeți mai multe etape acolo. Prima dată mă implic la fața locului. Sunt oameni care au nevoie atunci. Chestii vitale, la fața locului. Apoi numai ce v-ați cumpărat mașină nouă și trebuie să-l băgați în mașină, să duce până la primul spital. Dacă vă vomită ăsta în mașină și aveți culoarea preferată, s-o dus mașinuța. Și nu v-ați gândit niciunul dacă ăsta nu are asigurare. Și te duci la spital și spune, noi îl ținem, da? Pajalul ăsta. Să-i dai și să spui, uite aici, actele mele de identitate, telefonul meu, tot ce trebuie, trece tot ce cheltuiești. Că eu mă întorc. Și în ziua în care vin, îmi pui în față nota de plată. Și nu o să comentez nimic, o să plătesc. Doamne, de câți păgând din ăștia am avea nevoie în bisericile noastre. Cărora să li se facă milă. Acum, dacă unii v-ați și să spui, frate, noi cu Ucraina o rezolvăm. Eu nu avem în minte doar Ucraina. m am spus dimineața la rugăciune, am în minte Rusia. Frașii și surori de acolo, copii de acolo, mame de acolo, că nu știm ce se va întâmpla. Am în minte, da, și Ucraina. Până la Ucraina am în minte România. Și cred că v-ați prins că am în minte și Lugoju. Când o să ieșiți de la biserică, nu să... Sper că nu o să vină rachete, bombe. Ceva s ați putea găsi prin Lugoj. Nu din ăștia care îi rezolv cu o sticlă de apă. Nu am nici ce simplu e. Și dacă îți cer apă, le dai lapte. Oameni care au nevoi spirituale, oameni care au nevoi relaționale, oameni care sunt prinși de tâlharul cel mare de diavolul și lăsați aproape morți. Ce putem să facem noi, indiferent care este domeniul? Putem să ne găsim scuze, să trecem pe alături, cum? Înainte. Vedeți că dictonul înainte nu e întotdeauna bun? Deci că înainte, frate, înainte, depinde spre ce a fost înainte, da? Și spre ce înainte? Sau putem să ne oprim și să ne fie milă. Să nu știm ce vom face, să nu știm dacă avem la noi tot ce trebuie, să nu știm cât de lung va dura procesul, dar să spunem, Doamne, dacă m-ai făcut pe mine să văd nevoia aceasta reală, nu vorbesc de fake news-uri, de chestii fictive, dacă ai scos în viața mea, în viața familiei noastre, în viața bisericii noastre, în viața națiunii noastre, dacă ai scos o astfel de nevoie, îți spun sincer, ca moise sau că estera, Doamne, n-aș vrea să mă implic. dar ce contează ce vreau eu? Sau contează ce vrea stăpânul meu? de vreme suntem mai lui Hristos? Eu cred că este foarte important să ne gândim că viața nu înseamnă ce vreau eu, viața înseamnă ce vrea El, unde mă trimite El. Asta înseamnă să calc pe urmele Mântuitorului, să nu fac tot, dar să fac tot ce îmi cere El. Știu că sunteți implicați în multe lucruri. Și unii chiar mergeți pe ideea să nu știe stânga ce face dreapta și e bine în cazul în care stânga și dreapta nu-i soțul și soția. Dar poate că n-ar fi rău pentru unii să amintesc cuvintele Mântuitorului Matei 23 cu 23. Uite ce ușor se ține minte. 23 cu 23. Trecem prima parte că nu vrem cu vaiuri. Nu, 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 lasă numai vaiuri. Așa nu o să citesc eu. Voi dați. Voi dați zeciuială din ismă, din mărar, din chimen. E bine? E bine, slăviți să fie Domnul. Și? Lăsați nefăcute. Și Domnul ce spune? Voi care sunteți implicați și faceți, faceți-le și pe celelalte. Nu mergeți că ori, ori, ci mergeți și, și. Fac ce-am putut să fac până acum și dacă Dumnezeu vrea să mă mai implic undeva, mă voi implica și acolo. da. Și să nu uităm că sunt și ocazii în care trebuie să trecem dincolo de cei în care ne simțim confortabili. Uitați-vă ce spune în Cartea Faptelor Apostolului, vis-a-vis de apostolii care s-au implicat fapte, 13 cu 46, dar Pavel, Pavel și Barnaba le-au zis cu îndrăzneală, Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă. Dar, pentru că vouă nu vă pasă, voi nu aveți atitudinea bună, ce o să facem? Pentru că voi nu îl primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne ducem la alții. Deci nici asta nu este o scuză. Frate Eu că eu am încercat și cu vecinul, am încercat și cu vară mea, ăștia nu vor, frate, n-au nevoie, Domnul să-i binecuvinteze. Bun, nu vor, e problema lor. Dar problema mea nu înseamnă că eu intru în vacanță, în concediu. Dacă ei îmi închid ușa, mă duc la cei care vor avea ușa deschisă. Ușa deschisă s-ar putea să fie neamurile acelea cu care n-am nicio legătură care poate niciodată nu mi-a trecut prin cap ca evreu, să mă duc eu să le vorbesc despre Hristos, despre mântuire. Dar înțeleg că Dumnezeu le dă șansă și lor exact cum îmi dă mie. Oare am reușit ceva în dimineața asta? Măcar așa ca Mardoheu cu esteră? Că asta am încercat să fac, să vă spun chiar e vremea să ne implicăm, să ne implicăm un pic mai mult, un pic mai înțelept și cel mai bine să ne implicăm în voia Domnului. Amin? Haideți să ne ridicăm. Aș vrea să avem un timp de rugăciune în care să ne rugăm pentru noi ca persoane, să ne rugăm pentru noi ca familie, să ne rugăm pentru noi ca biserică, să ne rugăm pentru noi ca, na ca națiune. Cel puțin acestea să le aducem înaintea lui Dumnezeu și, în timp ce îi mulțumim lui Dumnezeu pentru atâtea privilegii care le avem, să spunem, Doamne, te rog frumos, spunem unde vrei să mă implic. Eu, familia mea, adunarea noastră, națiunea noastră. Încă o dată ne apropiem de Dumnezeu cu încredere, pentru că El chiar îi iubește pe cei care vor să se implice și și ajută.